Padre nosso, fecha o pão de nosso, do mundo, do mundo. Peça isso, Senhor, no nome de Deus. Arcação de cristal, origem, o prazer em mim, o nosso. Adoremos de finalizar a casa do Espanho. Aprendemos de ontem, do dom, aprendemos de hoje é super. Suntem răciți, parcă așa. La cuvântul Domnului trebuie să strigăm un amen, o aleluia, o sana, să ne înviorăm. Nu înșine să ne dăm curaj. Omul lui Dumnezeu, Pavel, evanghelistul, când mergea în orice biserică să găsească vestea bună a Evangheliei a Împărăției lui Dumnezeu, spunea cu bună lui așa și încerca biserica, rugați-vă pentru mine. În voi vă văd puterea mea. Și papa a plecat, trebuie să ne împirim, să vindem curaj, să vindem bucurie, să ne veselim. Pentru că mulți ani se-a întâlnit lucrul acesta, să fie un locul acesta, dragul frate. Dar așa stă împrejurarea necesare că nu poate să fie în locul acesta cum ești cu bine. Cât de minunat păduc este, frații când locuiesc împreună, aici în casa lui Dumnezeu. Amin, aleluia! Dacă noi am venit aici, să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Biserica este împotezată cu Duhul Sfânt. Amin. Noi suntem la fel. Noi când venim în locul acesta, indiferent orice întristare, orice povară, orice lipsuri, orice gânduri, deșarte, să o lăsăm la o parte. Și să intrăm cu adevăratul jertfă, cu adevăratul vie sfântă și plăcută la picioarele de Iisus Hristos. Nu s-au întristat. Unii o iau așa cum iau, dar Dumnezeu ne-a luat și lucrul acesta. Iisus Hristos sigur că zice, băi, să avea necazul în viață, în lume. Așa este. Dar în momentul când vinem aici înainte lui Iisus Hristos, peștele noastre, chipurile noastre se stăvă pe Hristos. Să îi să fie numele Său. Asta e bără, o citire așa scurt și un gen din mântul Domnului. Despre credință, din faptă, scurt, așa ca să înțelege, ca în dimineața asta să ne rugăm ca tu, Domnului, să ne călăuțească la lucrul acesta, să ne dea putere să facem fapte bună, veritice, de pocăință. Dar sigur, cu credință. Pentru că așa înseamnă Domnul nostru Iisus Hristos prin cuvântul Său. În Iacob 2, cu 14, din felul următor. Frații mei, ce folosește, ce folosește cumva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate are credința aceasta să mântuiască? Asculta cuvântul lui Dumnezeu? Cât de minunat și sfânt este El! Lucrul acesta trebuie să îndeplinim, dragul meu, frate și tot. Auzi cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, de o poruncă, o lege. Păi dacă nu avem faptă, doar avem credință, nu se folosește la nimica. Deci credința trebuie să fie legată și de faptă. Unii dintre noi sigur că se întreabă, Doamne, ce faptă trebuie să fac? Iisus Hristos în cuvântul Său ne învață acum, în Sfânta Scriptură, că caută orfanul, caută văduva, caută bolanul, caută acel închis. Chiar dacă nu ai posibilitate să ne aduci marele cadou, mâncări, băuturi sau alte lucruri asemănătoare, chiar un pahar de apă pe cuvântul lui Dumnezeu că este o faptă bună, o apă. Dar dacă mergi la un bolan, un spital, o soră, o frate, vreau să spun în zilele acestea, m-am întâlnit cu un frate din zona Gării. Sigur că umblă mai rar, aici dar o cunoaștem la prezentul. 3 săptămâni a stat în spital și nimeni nu-l contactă. Mi-a zis cine? Și nici eu n-am fost. Mie este și văd. Adevărat, te spune, mă, că eu n-am fost, n-am știut. Adică nu m-am interesat, că asta este adevărul. Dar 3 săptămâni a zis, oricine dintre frați sau surori venea la mine, nimic să nu ne aducă.
A minha mãe dele, que tudo por ele, eu não tinha nada. Dar Dumnezeu să ne zică în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, să ne ajutem, orice lucru vrei să facem o faptă bună, pentru că Iisus Hristos ne-a zis, am fost în chemie să mă ascultat, am fost golul, m-ați întrebat, am fost în spital, a scris la mine, mi-a fost foame, mi-a dat de mâncare, mi-a zis sete, mi-a dat de băut. O, Doamne, dar cum s-a făcut noi ția așa ceva pe Dumnezeu? N-am văzut să fie asta. Dar Iisus Hristos ne-a dat și ne îndeamnă din cuvântul Său. Orice cât ori aș cu lucrul acesta la cel mai neînsemnat, frate sau soră, ai făcut-o bine. Așa este cuvântul Său cum va fi Iisus Hristos. Dar lucrul acesta trebuie să facem și din dragoste, și cu credință, ca fapta cu credință să fie legată împreună. Asta este cu adevărat că jertfă vie, sfântă și plăcută înainte lui Dumnezeu. Deamnă înseamnă cuvântul acesta. Dacă o frate sau o soră sunt voi și lipsiți de rană de toate zilele, unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace și încălziți-vă și să curați-vă, fără să le fie cele nesfântuințe trupului său. La ce folos are? Dar dacă din gură vorbim și fapta noastră nu e urmări. Aduți aminte cu soră sau frate, uite-te la lucrul acesta ce fie cu lucrul Dumnezeu. Ultima dată când ai căutat cu o soră sau cu o frate sau cu o văduvă, un orfan, când ai prins-o de mână omul lipsit de haine, de mâncare, de toate, unul care moare, l-a acoperit și a spus la capul lui. L-ai dus în braț, să-l îmbraci în casa ta, să-i dai o mâncare caldă, să-i dai un ban de o pâine, să te rogi, să te rogi cu el, să înveți să se roagă. Lucrul acesta dorește Dumnezeu de la noi. Păi dacă cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește, dacă Iisus Hristos ne zice, credința noastră este moartă fără faptă, ce trebuie să facem asta? Noi avem credință, vinem aici și ne închinăm lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu tot ce vrem noi. Este un lucru bun. Dar trebuie să ne îndeplinim și noi lucrurile care dorește Iisus Hristos din cuvântul Său. Și căutăm bolnavul, să căutăm orfanul, văduvele, copiii străzii, e multe ori de ele și dacă are cu punga la gură sau eu știu ce face mai multe alte minuni în ele, nu-i dă un leu, nu-i dă-n doi lei, nu-i dă nimic, ăsta se trochează la o să cuplă în pungă. Trebuie să mergem să mântuim și pe ea. Trebuie să-i spunem un cuvânt bun. Pentru că Dumnezeu știe acel lucru, deși ne are milă și deși ne se îndură. Poate la două cuvinte bune din cuvântul lui Dumnezeu, dacă îi spui la un copil matur care folosește lucrurile acestea urâte, poate Dumnezeu prelumează inima și celălalt de două și rău. Asta spune și Dumnezeu de la noi. Astea sunt fapte bună vrednice de pocăință. Când mergem la unul care nu cunoaște cu Dumnezeu, rămân aceste cuvinte și în rugăciunea aceasta, hai să le spunem în picioare, vom face pentru bolnav. Prima parte să ne rugăm, dragii mei, frați și surori, Dumnezeu să ne dea putere, lumină, pricepere și biruință, ca să facem fapte bune, vrednice de pocăință. Lui să fie numele Său. Vreau să te mulțumesc, Domnul, că am absolut la Domnului.